asta chiar și merge. Merge asta. Trebuie să-i punem baterii. Asta, uite. Haide sus, Marc. Faină. Ia. Are și roți. Ce ne? Sos moșu. Moșu. Și a venit și Seli de la grădiniță. Și noi ne-am făcut să mâncăm cartofi prăjiți cu ou. Și Marc mai mănâncă și a mai mâncat puțin mazăre. Am făcut mazăre fără carne. Am luat o pungă de mazăre congelată, Edenia. Am călit o ceapă, am pus puțin vegeta, niște pastă de gogoșari făcute de mine în casă și a ieșit o mazăre nemaipomenit de bună. Noi nu prea mâncăm... Vreau să vă arăt cum arată turtă dulcea, păcat de ea că am o cutiuță plină, dar uitați. Deci e tare, nu pot să o mănânci, abia o apăs. Ia uite. Foarte tare, din păcate. Și m-oftic că am și muncit la ea și am și pierdut ingredientele și mai ales că nu a dat rezultate. Nu știu care a fost cauza. Toată e așa. Asta văd că e un pic mai moale. Dar tot nu se poate, adică nu se poate mânca. Când mesteci la ea, asta e tare, ia uite-o. Nu pot să o rup. Când mesteci la ea, zici că mănânci așa, nu știu, caramel. Și nu e, nu e plăcut deloc. Care turtă dulce, turtă dulce trebuie să fie moale. Mănânc de... nu. Astea s-au păstrat un pic mai moi, uite, sunt flexibile. Părțile astea de la casă. Ia uite cum se îndoaie. E moale, dar la fel. Când o mănânci, e așa... tot așa, consistența ca la caramel. Zici că e gumată. Ceva s-a întâmplat. Nu pot să-mi dau seama ce. Voi mai face o dată, înainte de Crăciun. Voi încerca o altă rețetă. Și dacă nu iese nici atunci, mă dau bătută și nu mai fac. Așa, și asta am zis că o să o luăm și o să o asamblăm. Astăzi când vine Selena de la grădiniță. Și vedem ce iese. Ea, v-am zis, uite, asta e flexibilă, deci nu vrea să stea. Eu când am făcut acum 2 ani căsuța, era dreaptă toată și nu se... nu era flexibil așa. De asta zic că nu știu dacă va sta. Vom încerca să vedem dacă stă. Aici văd că e prea subțire, mi se ved degetele. Dar asta e cum ar veni, o să punem partea de jos. Și voi încerca să pun lateralele așa. Asta e mai tare un pic, adică tot flexibile, dar nu e așa subțire. Și vom încerca să vedem și o să ornăm. În cazul în care vedem că este așa, tot așa și nu se poate mânca, cu toate că nu cred că își mai revine. Uite, asta e tot așa și că e caramel. O vom păstra și o vom pune pe masa de Crăciun ca design. Nu o vom arunca, că sigur va ieși frumos la decorat, dacă o vei decora. Și măcar de design. După aceea la gunoi cu ea. Vedem cum se prezintă. Am luat și am ciugulit un pic de aici, uite că mai are, s-a lipit una de alta. Este foarte bună la gust, are gust ascorțișoare, exact ca turtă dulcea din comerț. Bună, bună. Doar că din păcate v-am zis, mesteci la ea așa și că e caramea. Și cel puțin astea alte. Ia uite. Asta nu. Ba da, și asta. Dar cred că doar marginile. Toate se aude așa. Bine, după cum vedeți, asta se modelează. De asta... asta, uite, apăs pe ea. Abia o pot
Și asta merge altfel. Cred că alea de la fund s-au mai muiat, cred, nu știu. Ba nu, astea de la fund sunt mai tari. Iată. Da, și Marc face treabă. Selena a plecat la grădiniță, bineînțeles că tot într-o scenă foarte urâtă, a plâns de m-a zăpăcit, m-au de tot holul, mă cunoaște cred că tot blocul, nu vrea să meargă cu bunicul ei, vrea să meargă cu mine, dar nu se poate, eu nu am cum să mă duc cu ea, că Marc nu stă. Și eventual turtă dulce, v-am zis, este foarte bună la gust, asta, că zici că sunt niște fursecotari, cum sunt biscuiții aia care îi cumperi din comerț, tot așa la cutie de tablă, o voi încerca să moi în lapte sau în cacao cu lapte, să vedem dacă este fie bună. Dar ce face iubirea lui mama acolo? Dar ce face iubirea lui mama? Și el mi-a plâns o grămadă, vrea să stea numai cu mine, ia uite, l-am băgat în seamă, deja vine. Nu n-am reușit să mă spăl pe față, pe dinți, pe nimic, din gauze ta. Da. Ține lude. Ține lude, tu frumoasă, tu. Tu frumoasă, tu. Afară este senin. Minus 4 grade, frig. Soare cu dinți. Da. Sunt foarte mărăit. Dar nu că m-ar durea ceva. Sunt talentat și vreau în brațe și vreau să stau numai cu mami. Da. Numai cu mami vreau să stau eu. Dar mami mai are și alte treburi de făcut. Azi e sărbătoare, mare lucru nu vom face. Doar mă duc și mă piaptăn, mă spăl, mă ce am eu de făcut. Și de mâncare ceva, două feluri de mâncare trebuie să facă, de dimineață mâncăm cereale, sandwich, iaurt, ce mâncăm. Astăzi am mâncat un castron de cereale, i-am dat și lui Marc puțin așa să guste și trebuie să văd ce să-i dau și lui exact de mâncare, că e ora 9 și el a mâncat porția de lăptic, dar trebuie să vedem ce să-i dăm de mâncare, dar să vedem dacă vrea să mănânce, că e foarte mărâit. Ce e? Hmm? Foarte mărit drăgălașul și să văd ce să mai gătesc, să mai mâncăm la 12 și ceva 1 și eventual pe la vreo 4-5 când o mai mânca, că seara mai luăm un desert, așa o gustare, nu prea mâncăm seara târziu, mai mâncăm câteodată eventual ori un sandwich, oriceva și de asta trebuie să fac două feluri de mâncări. Ce e? Cine e acolo? Hmm? Cine e acolo? Ce gură? Tu gură că-și cată tu! Tu gură că-și cată tu! Mama! 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 Ia, cumpla-ți bine! S-a dus acasă la voi! Copii! Mama! Ia, cumpla-ți bine! Ce voci tu? Cânti cu mine? Ești un mucos. Un mucos, mucos, mucos. Hai sus. E un mucos și tușește tare, tare, tare. Se aude cum tușește, are o behăială din aia productivă. Și iar mă gândesc că nu știu ce să iau, să-i mai dau, că m-am săturat cu atâtea medicamente. Ori o să-i fac aerosol din nou să vedem, ori nu știu. Ori o să iau o ridiche și o să o scobesc și să-i pun miere. Chiar nu știu ce să-i mai dau pentru tuse. Selena nu mai tușește, adică nu a tușit câteva zile. Ieri a început să behăie. Nu știu, eu nu pot să-mi dau seama ce-i cu ei. Ce de măzeluță, zăi. Opa, 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 opa. Și am ieșit un pic afară. Am ieșit să ia și Marc un pic de aer. Nu e mai
greu un pic să filmez când pic tricicleta. Și e cam minus 2 grade. Dar cum l-am îmbrăcat bine, nu se simte. Marc, ce face băiatul? Ce face? Las, trebuie să luăm și un pic de aer, indiferent de cât de frig ar fi. Mă duc să-mi iau pâine, că am rămas fără pâine. Și după aia plimbăm un pic și mergem în casă. O să fie tura a doua de Nani. Ceas? Dar ce-i cu punga asta aici? Și noi n-am auzit nimica. În fiecare dimineață? Da. Ai, dar Moș Nicolae acum a venit seara la tine. Da, și o să colorez cu ăsta păpușa, nu păpușa, cred că a venit mai repede. A venit mai repede, dacă a fost cu minte. Ce două culpane, mașa mea, pentru mine, și-a și ochelari, uite. Da, wow, e ca măta ochelaristă. Pune invers ochelari, că nu e pus bine. Uite, Marc are Kinder. El are treabă cu Marc. Uita ce pantofi are, uite mama. Uite mama. Da, mama. Uite. Wow. Și uite ce brățară are. Ce clamă pentru mine. E foarte tot de curte. Maș Nicolae, mulțumesc. Mulțumesc, Maș Nicolae. Da. Vezi dacă e cu minte, să vine Maș Nicolae. Am văzut, cred că l-am umplit pe tine și de asta. Aia, m-ai umplit pe mine. Și pe așa neagră din mine. Da. Ia să mă duc să tai, că să tai cu foarte deci mi-a dus măști că mai e, dacă l-am iubit pe Bico, bunicul meu, puteți să-l iubiți și voi. Uite ce mi-a adus mie măști călare. Un fel de ăsta de creioane, ce fel fain. Așa, creioane de astea și niște cariuri. De ce ai primit? Astea două să le iau la credit! Ia să văd, ce mi-e, cariuri? Creioane și cariuri. Aoleu! Și două cărticele. Ia să vedem ce am în ele. Wow! Care am de cărticele! Ca să le colorez! Și uitați ce mi-a dus mă și colai! Ce colețele! Nu am creat așa, că rup după aia.